Continuăm cu alte subiecte. Vocea ei ne-a adus faima în lumea întreagă, unde a cucerit aplauze, premii, titluri, iar de fiecare dată revenea cu dragoste și dor acasă, la familie și la spectatorii săi fideli. Vorbim despre celebra Maria Bieșu, prima doamnă a Operei Naționale, care ar fi împlinit astăzi 88 de ani. Florile, dragostea și toată recunoștința i-au fost aduse la locul de veci din cimitirul central al capitalei. De la debutul în opera Tosca de Puccini în 1962 până la ultimele mari roluri din repertoriul universal, vocea sublimă, firea artistică, talentul excepțional, dragostea de muzică ale Mariei Bieșu au fascinat publicul de acasă și din lume. Am avut norocul să o cunosc de chiar aproape că de la începutul carierei, fiind și la televiziune o perioadă, la radio, când am avut posibilitatea și iarăși fericirea și norocul ca să realizez niște emisiuni cu această extraordinară, mare cântăreață. Maria Bieșu este o stea într-adevăr de primă mărime. Zeci de oameni au venit la cimitirul central să-i aducă un omagiu Mariei Bieșu. Eu mi-amintesc în felul meu, în felul de bunică, în felul de mamă care ea mie mi-a fost, sfaturile ei până acum, eu țin cont de ele și este foarte plăcut că oamenii nu uită ea. Nu mint, în fiecare zi mă gândesc aproape la Maria Bieșu, fiindcă asta e persoana cu care noi trebuie să ne mândrim secoli întregi. Ne-a dus faima noastră pretutindeni, o voce extraordinară, un timbru care nu a avut nicio cântăreață din lume, nici până la ea, nici după ea. Am venit și astăzi aici pentru că mă leagă foarte mult de Maria Bieșu. Atunci când era în viață, foarte mult am colaborat. Aproape în fiecare săptămână aveam câte un concert. Atât romanțe, cât a cântat și muzică populară. Colectivul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu se străduie să fie la înălțimea culmilor atinse de celebra cântăreață. Un eveniment mai proaspăt, așa, să zicem, festivalul nostru care a fost în Saaremaa, în Estonia, m-a marcat foarte mult. În afară de succesul care l-a avut echipa Operei Naționale, succesul l-a avut și Maria Bieșu. La toate posturile de televiziune și la toate posturile de radio s-a vorbit despre Maria Bieșu. Au pus înregistrarea Maria Bieșu, aria Ciociosan, și a răsunat în toată piața și la toate posturile de televiziune. Cea mai bună ciociosană a lumii, titlu cucerit de Maria Bieșu în 1967, la concursul internațional din Japonia, s-a născut în data de 3 august 1935 în satul Volintir Ștefan Vodă. Marea cântăreață s-a stins din viață pe 16 mai 2012.